8 concurenți aleși aici în fața dumneavoastră. Iar noastră, cei de acasă, veți trimite primul războinic la Survivor 2023. Alexandra Go, colega mea, a fost ieri la casting. A stat cu războinicii, cu părinții, cu rudele, cu neamurile celor care au venit, cu pisicile, nu? Cu căței, cu tot, exact, ce se poate. Exact, și practic avem mulți oameni care își doresc să vină la show-ul ăsta. Am avut sute de oameni înscriși. Din acești sute a trebuit să alegem și noi 10, că nu puteam să stăm acolo să dormim practic la casting. Am ales 10. Am văzut în două zile undeva la 80 de persoane. În două zile, cam așa. Și am ascultat povești de viață emoționante. Nu că asta ar conta foarte mult să fii cu o poveste emoționantă, însă sunt tot felul de oameni și povești de la femei care au învins cancerul la sân și au reînviat și au luptat în viață și acum vor să lupte și la Survivor. Am văzut de la toate vârstele, de la 18 ani până la 54 de ani, cel mai în vârstă, prezent la casting. Am văzut tot felul de oameni care nu că își doresc, ar da orice. A fost la un moment dat, a întrebat Delea, chiar la castingul de astăzi, dacă nu mă înșel, o domnișoară, dacă ți-am spune acum să faci ceva ce ție nu ți-ar plăcea să faci, ca să ajungi la Survivor, ai face? Da. Orice. Orice. Asta înseamnă să-ți dorești foarte tare să ajungi la acest show. Ideea e că dumneavoastră puteți să trimiteți în continuare filmulețe cu voi, să le completați pe formularul de la adresa pe care o aveți afișată pe ecran. Scrie aici, uite, protv.ro/lamăruță și te înscrii. Haideți să vedem o parte din concurenții care s-au mai înscris, ca să vadă și cei de acasă, iar luni cunoaștem pe cei 8. Mi pare rău că sunt doar 8. Vă spun sincer. Mi pare rău, dar oamenii se pot înscrie în continuare și pe adresa Survivor, pentru că se caută războinici pentru acest show. Știi cum e? Poate nu intri din prima, intri în a doua. Da, nu? Corect. Corect. Haideți să vedem de la casting primul concurent. O să te rugăm să te prezinți. Sigur că da. Numesc Ghițo Costine Alexandru. Îmi pare bine să vă cunosc. Marcel, îmi pare bine. Bine ai venit. Ia loc. Mă numesc Ioana Elena, am 30 de ani, asistent medical. Bine v-am găsit. Trebuie să intru. Bună ziua. Bună ziua. Bună, salut, bine ai venit. Salut. Ce faceți? Mulțumim bine. Cum te numești? Zaharie Alexandru. Atinge Bogdan, ca și verbul atinge. De ce Survivor? Fiindcă vreau să dovedesc oamenilor care n-au avut încredere în mine, tuturor persoanelor care m-au înjosit, să spun așa. Vrei să-ți fie foame, să-ți fie frig, să dormi pe jos? Da, vreau să văd dacă pot mai mult. Adică oricum am făcut foamea și frigul și toate astea în Academie. Vreau să pot mai mult, dacă e vorba de mai mult, să văd cum reacționează corpul meu efectiv. Sunt în stare sau o iau razna sau nu iau. Mă regăsesc, îmi place nebunia respectivă. Vreau să trăiesc momentul ăla și să văd cum este ca și experiență. Că din fața televizorului, da, nu mănânci, nu aia, dar cu siguranță nu mănânci. Adică... Consider că ai ce trebuie și pe plan psihic să faci față acestei competiții? Zic că da, ținând cont și domeniul care sunt, zic că da. Da, am mers, adică mă simt pregătită pentru chestia asta și exact ceea ce mi-am pus în cap, ok, vreau să câștig, dar acolo mă duc cu gândul ăsta. Poate nu o să ajung să câștig, poate nu ajung nici în finală. Ok, dar eu, ăsta e planul meu. M-am înscris la Survivor pentru că am realizat că în viața de zi cu zi sunt un adevărat supraviețuitor, în sensul că duc această luptă cu oamenii. Vreau să ies din monotonia de zi cu zi. Eu până acum o lună lucram la bancă, mi-am dat demisia luni. Vreau să fac ceva nou. Vreau să-mi fac, de exemplu, logonic amândă. Vreau să se uite la televizor și zică, bă, ce băiat am lângă mine. Și familia, să mă vadă la televizor. Deci ți-ai dat demisia pentru Survivor? Și pentru Survivor. Cu psihicul cum stai? Foarte bine. Chiar nu am probleme. Teama și frica nu le cunosc, dar ei mă cunosc pe mine. Bun. Sunt pregătit, de aceea m-am și scris. Așa probabil cum unii își doresc să calcă pe Pământul Sfânt din Israel, așa eu îmi doresc să calc pe Nisipul Sfânt din Dominicană. Da, o parte din concurenții care au venit la Survivor, la casting, e luptă dură. Sunt oameni care își doresc, omul așa dat demisia de la bancă. Au făcut mulți sacrificii ca să fie la Survivor 2020. Deși nu are garanția că o să ajungă aici. Adică, practic, îți dai demisia, ai fost sunat și zici, cred că nici nu ne-a mai plăcut, adică, dacă mă întrebi. Da, asta e adevărat. Știi ce mi se pare mie? Abia așteptau un moment, zic, bă, cum îmi dau demisia? M-au sunat, gata. Știi ce mi s-a părut mie în aceste două zile de casting foarte interesant? Faptul că majoritatea spuneau că nu-i sperie nimic. Nu mă sperie. Păi tot zic așa la început. Da. Nu mi-e frică de nimic, nu mi-e frică să dorm pe pământ, pe o scândură, nu mi-e frică de șopârle, nu mi-e frică de... Acolo e treaba.
Se schimbă, dar e important că au determinare. Hai să vedem o parte din concurenții care s-au mai scris și ne-au trimis mesaje, da. Să vedem. Cum arată concurentul ideal pentru Survivor 2023? Ei bine, în primul rând trebuie să fie o persoană sportivă. În al doilea rând, trebuie să fie o persoană sociabilă. Salut! Bosule, ce mai faci? Foarte bine! Mergi antrenamentul? Și nu în ultimul rând, trebuie să fie o persoană care are toate cuvintele la ea. Numele meu este Alberto Buta, am 26 de ani, sunt din Brașov și de-abia aștept să ne cunoaștem la casting. Scria Dex acolo pe care să aibă toate cuvintele. Foarte frumos, da, dar a gândit un concept. Filmat, adică a gândit un concept, da. Da, foarte bun. Mișto, nu? Adică omul și-a dat interesul foarte frumos. Baftă, baftă le spunem tuturor. Ideea e că dumneavoastră cei de acasă veți vota cine va pleca la Războinici în Survivor 2023. Doar oamenii de acasă votează, da? Da. Doar publicul nostru, telespectatorii emisiunii, da? Eu i-aș fi luat pe toți. Bravo. Toți își doreau foarte mult. Vrei să dai tu bine pe lângă toți, toți ai luat foarte nu, mult? Nu, că să știi că am fost rea, am fost dură cu ei acolo. Da, chiar am ținut ștafeta sus. Mama, aș fi vrut să-i luăm pe toți. Nu, dar chiar au fost, deci cei care au fost la casting au fost aleși pe sprânceană, Cătălina. Adică a fost ales pe sprânceană, dar... Pe bune, adică... Aș fi vrut pe toți, dar noi... Au venit britanici să-i studieze de aproape. Cine a venit să-i studieze? Da, cum, englezii au venit să-i studieze de aproape. Cercetătorii? Da. Am înțeles. Haideți să vedem. Salutare, mă numesc Cășmin Agoston, sunt în Timișoara, am 27 de ani, consider că deja au trecut 6 ani de când vin acest casting și deja este enorm de mult, de când mă chinu să ajung acest show TV. Știu că am toate calitățile necesare pentru acest show TV, iubesc show, dau bine pe sticlă, am calități psihice, nu prea fac față la foame, sincer, nu știu cum reacționez, am calități fizice, sunt carismatic, sunt un om deosebit și cred că acesta este momentul meu și aceasta este șansa mea. Și ce zic, sunt prea tare, n-am cum să nu ajung. Este momentul meu, de atâția ani îmi doresc să ajung, dar trebuie să ajung deja. Așa că vă pup și aștept să ne vedem în platou. Dacă ne vedem în platou, mă duc 100% la casting și tot intru eu cumva. O zi bună! Băi, nene, fii atent. Ca să te înscrii la casting, trebuie să spui numărul de telefon corect. Am întrebat-o pe colega mea, Alexandra, și mi-a spus ceva mai devreme că și-a pus numărul de telefon greșit. Da, și-a răspuns o bătrânică. A sunat colega noastră, Raluca, și i-a spus: domnișoare, nu vreau să particip la Survivor. De ce m-a sunat pe mine că nu vreau să particip? A greșit o cifră acolo el în scriere. Deci, dacă îl vedeți sau dacă îl știți pe prietenul nostru din Timișoara, spuneți-i să pună numărul de telefon corect ca să aibă o șansă reală. Deci nu pot să cred, mă, nene. Sau verifică-ți mail-ul, colegii mei te-au căutat pe Instagram, da. Te-au căutat pe TikTok, ești și TikToker și verifică mail-ul. Da, stai seama cum poți să pierzi șansa vieții tale așa la o cifră, practic. Da. Deci să mai scrie o dată. A spus că nu s-a înscris la Survivor și că e în vârstă, nu poate să se ducă la Survivor. Perfect, hai să vedem cine s-a mai înscris. Până consider că sunt potrivită pentru că sunt o persoană foarte ambițioasă și știu că pot și am un spirit de echipă foarte, foarte bun. Și mereu s-o puț un betul pe buze. Și un copil la mine. Ne-ai convins, gata. Da, perfect. Da. A venit la casting? Nu a venit la casting. Cred că mai trebuie să mai încerce, să mai trimite niște videouri mai convingătoare, mai... Tu fiind femeie, acum ești un pic și hateriță. Dar nu sunt. Știi că am avut niște fete superbe la casting. Foarte frumoase. Dar noi nu ținem cont de frumusețe acum, sincer. Ne uităm că nu suntem la un concurs de Miss. Și nici că dacă îmi spui sunt ambițioasă și vreau să îmi depășesc limitele, nu mă convingi. Da, nu eram eu bun în juriu. Îți dai seama ce alegeam eu. Da, exact. De ciucă. Hai să vedem. Mai avem pe cineva care ne-a trimis filmulețe. Iar dumneavoastră trebuie să știți că vă puteți înscrie, dar puneți-vă numărul de telefon corect, că nu știți cum dă norocul peste dumneavoastră și de fapt ați greșit numărul. Da. După pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, că dacă le nimeri, vai de capul tău asi. Faimoșilor, pregătiți-vă că venim. Bravo, Costinele! Scurt și la obiect. Dacă îi puneai și o chitară în mână, putea să cânte și ceva... Boschito. Boschito sau... Radu Almășan, da, Andrei Popa, cel voinic. Da, foarte bine. Ideea e, oameni buni, faceți tot ce credeți noastră că e omenește, posibil de făcut ca să participați la Survivor 2023. Nu uitați, luni o să vedeți 8 persoane aici în fața dumneavoastră, iar dumneavoastră cei de acasă o să alegeți persoana care ne va reprezenta primul războinic la 2023. Primul războinic. Superb. Da. Mulțumim!